În acest an am avut un buget aprobat de aproximativ 111 milioane lei. Din total, buget, execuția noastră a fost de 99 de milioane. Tot timpul s-a vorbit de arierate. În anul 2018 n-am avut arierate. Suma datorată de noi către furnizori a fost la finalul anului 2018 de 2 milioane de lei, incluzând aici inclusiv programele naționale. Disponibilul nostru în trezorerie era la 31 decembrie 2018 de aproximativ 5 milioane de lei. Am început anul cu 3 milioane și am terminat cu 5 milioane. Din 2016 până în 2018, eu vă pot spune și vă pot confirma finanțiștii că spitalul a avut un trend crescând. Ascend. Da. Îmi cer scuze. Sunt foarte multe cifre. În contractul nostru cu casa, unul dintre cele mai importante, indicatori este ICM-ul, care înseamnă indicele de complexitate al bolii. Am început contractarea în 2018 cu un ICM de 1,05. 0,49 mai. Și am terminat în decembrie cu 1,24, ceea ce a însemnat o creștere foarte bună pentru noi. Aproximativ 100.000 de lei în plus, ca și venit lunar. Cam astea sunt cifrele pe care noi vi le-am sintetizat. Am zis nici să vă spunem prea